Dar să știți dumneavoastră, mama care dă naștere atunci, înaintea lui Dumnezeu, este numită ca muceniță. Viața de mucenic, adică ți-ai jertfit viața înaintea lui Hristos pentru credință. Așa răsplată primește mama și toate mămicile acelea. Nu este o rușine să dă naștere la prunci sau să crește în prunci. Este greu cu adevărat, dar cu adevărat atunci când ai un copil pe lângă casă, 2, 3, 4, care ți-a dat Dumnezeu, să știți că atunci cu adevărat suntem oameni și simțim că trăim. M-ați înțeles? Dumnezeu să dea spor încă o dată, binecuvântare și să urmați și al doilea și al doilea.